La Biserica Buna Vestire din Chișinău, la clădirea nouă care este încă în construcție, s-au început serviciile divine pentru refugiații din Ucraina în fiecare duminică la 10. Ajutorarea refugiaților continuă în toată Moldova. Acum sunt la Biserica Buna Vestire, în clădirea nouă, la ultimul etaj, exact aici unde duminica trecută deja a fost al doilea serviciu cu Biserica Ucraina, care am început aici. Ne-am bucurat că numărul crește. Au venit persoane noi, din cei care au venit prima dată n-au fost, cred că din pricina ploii, noi așteptăm să vină mai mulți, acum duminica care vine, va fi a treilea serviciu divin, studiem cu oamenii aceștia Biblia, facem cursul eliberarea de frică. Și acum am avut comitetul bisericii, ne bucurăm, am încercat să facem și un total, așa la tot ce s-a întâmplat în perioada asta de când s-a început războiul. Și iată, numai familiile credincioșilor din biserică au fost, cred, peste 350 de oameni până acum au trecut și ne bucurăm că la oamenii aceștia le s-a acordat primire bună, casă, masă, un pat unde se doarme, dar, în primul rând, oamenii aceștia au avut posibilitatea să audă din Cuvântul lui Dumnezeu, să audă Evanghelia, cea mai mare nevoie care o are fiecare om și pentru viața asta și mai ales pentru viața viitoare. De asemenea, jos la depozit acolo de când s-a început depozitul, cât timp de lună de când este depozitul, în jur de 4500 de persoane, până la 4500 de persoane, au fost ajutate, iată, fiecare zi de mulți, au fost zile când au venit 350 de persoane, ieri au fost, mi-au spus rolul, 271 de persoane și tare mult ne rugăm ca oamenii aceștia să umble după lucrurile de sus, împreună cu ajutorul acesta, prin ajutorul acesta să vadă Evanghelia, să vadă cel mai important lucru pe care vreau să le oferim. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat și ați stat și stați alături cu noi, pentru că așa, iată, s-a făcut progres și la construcție aici, ca să avem posibilitatea să-i primim pe oamenii ăștia, că nu aveam toaletele, da, așa, toate este, apă, toate este, și iată, fratele Andrieș aici cu echipa au făcut un mare efort ca să poată fi pregătit rapid toate scările, să-i putem primi pe oamenii aceștia. Și vă mulțumesc tuturor care stați, sunteți alături cu noi, care ați trimis produsele acestea. Ne bucurăm că a fost procurată și mașina, o mașină care ne va fi de mare ajutor aici. Mulțumim celor care au răspuns la nevoia aceasta și s-au implicat ca să putem avea mașina. Fiți alături cu noi, vă așteptăm aici și spuneți la ucrainenii pe care știți de aici, din Chișinău, îi așteptăm duminică la ora 10 aici la serviciul divin, iar duminică la ora 2 vă așteptăm la strada Ciocărliei 2/8, vă așteptăm la serviciul bisericii. Bună vestire! Mă numesc Anatol, sunt pastor Bisericii Emanuel. De la începutul refugiaților sau războiului am adăpostit peste 55 și din primele zile îi adunam pentru rugăciune, citirea psalmelor și imediat după aceea am început zilnic studiem Scriptura, folosind materiale, cum să scap de frică și altele din categoria aceasta. Sunt oameni care s-au pocăit deja, au început să vadă pe nou credința și biserica. Chiar un grup de tineri ucraineni au fost așa de surprins să vadă în Biserica Emanuel băieți și fete tineri care cântă sau au Biblia. Ei totdeauna au considerat că asta ține de bătrâni, de oameni înguști și ne bucurăm să vedem cum sunt impactați prin adunările masive, dar și în timpul de studiu biblic. Asta ne bucurăm să facem și mai departe. Ne mișcăm și pe la alte locuri unde sunt refugiați. Chiar astăzi am trimis un grup de 4 la centrul Balțata să slujească la mese, dar și să spună Evanghelia folosind brățările și acele semnele Evangheliei. Hristos, salvarea în Domnul Iisus și răspunsul prin credință. Domnul
să se atingă inima lor, asta ne dorim cel mai mult. Нам очень понравилось в стране Молдова. Здесь очень гостеприимные люди, добрые, отзывчивые. Мы очень благодарны их отношениям к нам. И действительно, это время для поиска себя, для поиска Бога. Люди, пожалуйста, будьте добрее. Мы верим в доброту, в любовь, в мир. Спасибо. Я благодарна тоже нашей семье, которая нас приняла очень радушно, как своих родных. Благодарна Богу, что нам попалась такая семья, и мы все должны благодарить, молиться, просить, чтобы все быстрее наладилось, закончилось, и чтобы у всех осталась эта вера в душе, и чтобы Бог нам всем помогал. А что вы поняли из книжечки, из того, что мы учили вместе? Что нужно быть с Богом в душе. Так. Что да. Между нами и Богом? Что нам мешает, вот, чтобы мы были детьми Бога? Что мы должны делать? Ну, не грешить, быть покаянными. Так. Супер, супер, спасибо. Давай я помогу. Меня зовут Вероника. Мы сегодня изучали вот такую книгу. Мне очень понравилось то, что мы сегодня изучали. Я буду ее дальше изучать. И всем желаю мира, счастья и здоровья. De asemenea, continuă lucrarea cu refugiații din Sudanul de Sud în cadrul sesiunii Academiei de Fotbal Precept. Salut, prieteni! Suntem în cea de-a treia zi a sesiunii pentru antrenorii de fotbal creștini, refugiați din Sudanul de Sud. Și iată, acum dimineață, după ce le-am predat modelul de antrenament 10 ani, acum ei îmi prezintă planurile lor de antrenament. Cei mai mulți dintre ei nu au nici încălțăminte, foarte rari care au încălțăminte, dacă o să uitați atent, iată așa, poate cred că o să vedeți, ei nu au încălțăminte, au venit din condiții foarte grele, însă au dorință foarte mare de a învăța cum să fie eficienți în această lucrare. După partea practică vom pleca înapoi, unde vom studia lecția a treia din cursul Cum să fii prieten cu Dumnezeu. Am studiat caracterul lui Avram, cum Avram a fost un prieten cu Dumnezeu și tot ceea ce învățăm, ei trebuie să învețe pe copii în taberele lor. Vă mulțumim pentru rugăciuni și continuați să vă rugați pentru sănătatea multora dintre ei. Au diferite boli, sunt bolnavi de malarie, dar așa bolnavi vin și învață așa sărguincioși. Iată-i, vedeți cum se antrenează. Mulțumim foarte mult și Domnul să vă binecuvânteze din plin. I'm Clement. A student in Precept Academy. We have started the training. The training is so nice and we are really learning a lot of things as our teacher is directing us. And we have already known how to teach kids from 5 to 8 years. And we thank you so much for the support. God will justify the gentle by faith, preach the gospel. Before and to Abraham, say all the nations will be blessed in you. Anything, Mark? Yes, sir. Next. So then those who are of faith are blessed in Abraham, the believer. Is there anything to mark? Yes. Faith in Abraham. Faith Abraham. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul.